În urma analizei situației epidemiologice efectuate la nivel național de către Direcțiile de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, date de referință luni 7 septembrie ora 10, au rezultat următoarele. În 2728 de localități, numărul de cazuri noi de îmbolnăviri confirmate în ultimele 14 zile este mai mic de 1 la 1000 de locuitori. În 410 localități, numărul de cazuri de îmbolnăviri confirmate în ultimele 14 zile se situează între 1 și 3 la 1000 de locuitori. În 43 de localități, numărul de cazuri de noi îmbolnăviri confirmate în ultimele 14 zile este mai mare sau egal cu 3 la 1000 de locuitori. Conform analizei epidemiologice realizate la nivelul municipiului București, sectoarele 3, 4 și 5 s-ar situa în scenariul verde, iar sectoarele 1, 2 și 6 s-ar situa în scenariul galben. Reamintim că, potrivit ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății numărul 5487 pe 1490 din 1 septembrie 2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile sau instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenare de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori. Cele trei scenare au următoarea configurație. Scenariu 1. Participarea zilnică, față în față, a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Scenariu 2. Participarea zilnică față în fața tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasa A8-a și A12-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Scenariul 3. Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități sau lecții online. Prin urmare, în acord cu procedura aprobată de către cele două ministere, 7 septembrie 2020, toate Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București vor informa inspectoratele școlare județene sau al Municipiului București și comitetele județene sau al Municipiului București pentru situații de urgență cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecarei localități. Până la 10 septembrie, în funcție de aceste date, de infrastructură și de resurse existente în fiecare unitate de învățământ, la propunerea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ, comitetele județene sau al Municipiului București pentru situații de urgență vor emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ în vederea începutului de an școlar 2020-2021. Ministerul Educației și Cercetării va face publice aceste date la nivel național după emiterea acestor hotărâri.